Care este cel mai bun oraș de locuit din România? Suntem în Piața Unirii din orașul Oradea și vrem să descoperim astăzi care sunt prețurile pe aici, cum este orașul și să vedem dacă merită să locuiești aici. Oradea este unul dintre cele mai frumoase orașe din România, un oraș în continuă dezvoltare pe care merită să le iei în considerare pentru a locui. Astăzi o să facem o plimbare prin Oradea care ne-a uimit enorm și o să vorbim puțin și despre prețuri. Apoi am mers să conducem puțin prin oraș și să vedem noile pasaje, iar la final o să vă arătăm ce cazare superbă am găsit la 60 de euro pe noapte chiar în Piața Unirii. Acum am plecat de la micul dejun, am fost aici aproape de Piața Unirii, pe o stradă Vasile Alexandrii. Am fost la un local pet friendly unde era brunch and breakfast și am plătit 100 de lei pentru două persoane. Ne-am luat full English breakfast și eu mi-am luat ceva toast cu avocado, somon afumat și ou și o cafea și un fresh. Prețurile mi s-au părut decente, adică în Cluj eu mă duc des la brunch și mi se pare un pic mai scump, dar a fost foarte bun, chiar mi-a plăcut. Dacă tot suntem aici în Piața Unirii, avem două monumente importante. Avem aici Palatul Vulturul Negru și acolo Biserica cu Lună. Hai să mergem la Vulturul Negru pentru că e mai aproape. Palatul Vulturul Negru a fost construit între anii 1907 și 1908, iar pe locul acestei clădiri se afla Palatul Arborele Verde, care găzduia manifestări politice și culturale. În acest moment se află diverse cafenele, restaurante, ceva sediu Digi parcă, dar este o clădire foarte frumoasă, are un parter înalt și 4 etaje și uitați-vă, chiar a fost restaurată foarte frumos. Da, arată superb. Și chiar am văzut că sunt chiar și spații de închiriat aici. Da, 1200 de euro parcă era pentru o cafenea, dar era cu etaj, era spațiu mare. Da, deci era spațiu mare, chiar din restaurant sau cafenea. Da, că vreo 70 metri pătrați. Nu știu dacă se vede de aici, dar la intrare este așa un geam de vitraliu. Hai că intrăm prinăuntru. Oare putem cu Charlie? Da. Bine, hai! Deci, precum vă spuneam, acum în această clădire se află diverse restaurante. Uitați aici ceva, sală de jocuri, acolo Irish Pub Restaurant. Și o să mergem acolo înăuntru, chiar la intrare unde vă ziceam că este un geam de vitraliu, se poate vedea vulturul negru, chiar un vulture negru. I let you down. Ne plimbăm puțin pe aici prinăuntru. Deci sunt foarte multe galerii pe aici, dar foarte multe sunt închise. A, uite, aici scrie concediu de odihnă. Da, probabil restaurantele încă nu sunt deschise. Sunt multe, vezi, care sunt așa, cu nu că se renovează. Nu sunt închiriate? Da, sau șantier în lucru, vezi, da. Domino Art, FRL, deci... Chiar acolo pe mijloc ai văzut, da, că este acum ceva târg, gustul copilăriei. Hai să mergem încolo. Hai să mergem acum la Biserica cu Lună. Să vedem și acolo cum arată. Și după mergem un pic pe Alexandrie, putem vedea clădirile alea și apoi ne întoarcem spre Republici, strada Republicii. Hai să vedem. I made you feel alone. Așa cum zicea Alin, acum o să mergem la Biserica cu Lună. Este un monument reprezentativ al municipiului. Abia aștept să vă spun povestea ei. Biserica cu Lună, numită și Catedrala Dormirii Maicii Domnului, este o biserică creștin-ortodoxă și își are numele de la un mecanism unic în Europa. După cum vedeți, la turla bisericii este o sferă cu diametru de un metru, jumătate vopsită în galben, jumătate vopsită în negru. Această sferă se deplasează după mișcarea de rotație a lunii în jurul pământului, astfel arată toate fazele lunii. Foarte interesant, mi se pare, n-am mai văzut așa ceva niciodată. Foarte frumos aici, sincer, Piața Unirii. Arată super, super, super. Acum o să mergem spre strada Republicii. Chiar ne-am căutat aici un apartament și este 180.000 de euro cu 4 camere, doar că trebuie renovat complet. Mi se pare un preț super bun. Din ce m-am documentat, am văzut că prețul mediu în centru pe metru pătrat este 1.300 de euro, care e preț super bun. În comparație cu Cluj, unde suntem noi, 3.000 de euro, cred că lejer. Și în afara orașului, sau nu în afară, mai pe margine oraș, în cartierele de pe margine, este cam 1.100 metri
pătrat. Mi-am interesat și la case, am văzut o casă nouă construită în zonele bune ale orașului, cam 250.000 de euro, o casă cu așa 4-5 camere, care mi se pare preț decent, chiar decent, dar acum nu știu care e zonele bune, care sunt din Oradea, să uite la noi, vă rog să lăsați acolo un comentariu, să ne spuneți și nouă care e zonele bune, că suntem foarte curioși din Oradea. Hai să ne plimbăm aici și după ce ne plimbăm pe strada Republicii, o să mergem spre, nu, aici e strada Alexandriei, o să mergem spre strada Republicii. Pe super clădire, uite, deci îmi place albastrul ăsta. Cred că este o clădire albastră. Este o clădire albastră și pe strada Republicii parcă Palatul Moscovici, Miscovici. O să vedem când ajungem acolo. Aia cred că e cea mai emblematică clădire din Oradea, așa pe poze, dacă te uiți când cauți poze cu Oradea. Se pare fain dacă locuiești în acest oraș este că ești foarte aproape de graniță și dacă vrei să mergi în țările astea, Ungaria, chiar și Austria, ajungi foarte repede. Da. Față de noi, de la Cluj, până ajungem în Austria, mai trebuie să facem o oprire. Da, sincer, până în Viena, cred că de aici faci vreo 5 ore, cred, cam așa. În Cluj, de exemplu, sau în alte orașe, până în Oradea faci vreo 3 ore, pentru că nu avem autostradă, din păcate. Dar nu, asta e, ne descurcăm cum putem. Dar da, asta e un avantaj, că ești aproape de graniță. Încă o chestie, aici undeva e turnul primăriei în spate, deci în spate la clădirea asta, și noi am fost data trecută și am urcat până acolo. Da, a fost super, o să punem niște imagini video aici, da. Să punem video de sub. Acum nu mai urcăm, că suntem și cu ceare, nici nu știm dacă avem voie, că era destul de strâmb pe acolo, din ce ții minte. Da, nu cred. Era foarte puțin. Chiar, noi chiar acum un an am fost la Oradea pentru prima dată, adică pentru prima dată așa, să vizităm, că rest am mai fost în tranzit. Și acum, la aniversare, mergem iarăși. Apropo, că tot ziceam de turnul primăriei, biletul costă 10 lei pentru adulți, 5 lei pentru copii, iar dacă sunt copii sub 7 ani, este intrarea gratuită. Am ajuns pe calea Republicii, aici e complet pietonal. O să ne plimbăm pe aici și cred că o să găsim și castelul de care zicea Alin, cel albastru. Sunt diverse magazine, am văzut că sunt și de închiriat. Ar fi fain, știi, că cred că asta e ideea, să fac aici, să fie cum mai găsim și am găsit și în Ljubljana și în Zagreb, strada de aia principală, unde îți plinge magazine, știi, cumva să nu mergi tot la mall să cumpere. Da, păi uite, Terranova, da. Nobila Casa, ce avem de obicei în mall-uri, da, știi? Da, sunt magazine de mall și asta e o chestie faină, care chiar mi-ar plăcea să fie și în alte orașe în România, că, nu știu, altfel, parcă ești de o sâmbătă, te mai auzi, mai intri în magazine, da, să mergi la mall. Liber, nu mergi în mall, da, arăta mai bine așa. Da. Sper să se facă, sincer, aici. Uite, aici s-a în renovare, desigur o să fie ceva magazine aici interesante, că zona asta, da. Wow! Păi, e fain orașul. Ia, văd de la albastru. Ia așa acolo, e renovată clădirea, vezi? Da, începe aici să arate bine strada Republicii. Bă, dar e foarte mult pietonală, tu observi? Da. Foarte mult pietonală. Mă enervează că mai sunt schele din astea și în Cluj. Da, am ce să faci. Bine că se fac. Da, da. Something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Am ajuns la celebrul Palat Albastru, care se numește Palatul Moscovici-Mikša. Nu știu dacă pronunț bine. Vine de la inginerul Moscovici-Mikša și a fost construit în anul 1904. Ce este deosebit la el este culoarea aceasta albastră, este un blu ciel. Iar seara este foarte fascinant pentru că sunt niște spoturi care îl scot în evidență într-un mod deosebit. Aici sus, dacă poți să dai zoom, Alin, are niște ornamente florale foarte frumoase și niște sculpturi baroce din capete umane. Da, arată foarte frumos și dacă vedem acolo tot pietonale, tu vezi cât toată pietonale e, foarte multă. Hai să ne mai plimbăm, avem noroc că nu plouă. Ne plimbăm până în capăt, s-a oprit, da, ploaia.
Uitați ce frumos este și ce frumoasă culoare are. Jos sunt ceva magazine, văd că ceva gelaterie, nu știu dacă este deschis ceva. Deci aici unde e pietonal e plin de magazine, magazine de păpuși, de haine, cafenele, de toate, sincer. Da, la început credeam că nu prea sunt, dar am fost acolo unde se lucra. Da, exact. Și ce îi place? Îmi place că nici nu e atâta lume. Chiar poți să te plimbi lejer. Nu, no, da. Ne plac așa orașele mai liniștite. E și sâmbătă. Nu suntem genul party animals. E și sâmbătă acum. Și încă o chestie legată de prețuri. Taxiurile aici pe timp de zi 3,28 lei pe kilometru și seara 3,48 lei, care mi se pare preț foarte ok față de alte orașe. Acum nu știu cum e în orașele în care n-am fost în România, dar mi se pare prețul destul de decent, sincer. Singurul dezavantaj din Oradea este acela că salariul, din ce am înțeles, în orașul Bihor și în Oradea este destul de mic față de alte județe. Toată lumea zicea că nu sunt mulțumiți de salariile din Oradea, că sunt destul de mici față de alte județe. No, dacă asta e dezavantaj, dar dacă ai un job care poți să lucrezi de oriunde, atunci nu prea contează asta. Știi că poți să angajezi cumva la o firmă din alt oraș și locuiești aici. Depinde. Sincer, da. E un oraș superb, e liniștit, pare liniștit, e curat, n-am văzut mizerie, așa, știi? Da, și în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult și s-au restaurat multe clădiri și chiar da. Are o atmosferă da. Unică. Da. Superb, acum mergem să vedem și infrastructura, mergem să conducem un pic prin oraș, să vedem și unele pasaje, că s-a făcut așa mare tam-tam, că s-a deschis pasajele în Oradea și mergem să vedem cum arată și noi. Da, deci... mergem să conducem puțin. Da. Hai! Încolo, nu, încolo, hai! Hai. Despre orașul Oradea. Nu, ne-a plăcut foarte mult. Este oraș liniștit în care, sincer, noi am putea locui pentru că ne plac tipurile acestea de orașe și, cum v-am spus, este aproape de graniță, deci putem repede să mergem în călătoriile noastre. Ca și cazare, am stat în centru, așa cum v-am spus, iar costul a fost de 60 de euro pe noapte. Mi s-a părut decent, mai ales la 2 minute ieșai în Piața Unirii. Deci merită, apartament spațios, am avut și parcare și ne-a lăsat și cu Charlie înăuntru. Iar mâncare, am mâncat la Piața Nouă. Nouă ne-a plăcut foarte mult, mâncare homemade și dulciurile pe care ne-am dat de acolo au fost delicioase. Chiar calitativă mâncarea. Dacă v-a plăcut acest video și dacă vă plac tipurile acestei de videouri, vă rugăm să ne lăsați un comentariu, să dați subscribe și să ne scrieți dacă vreți în ce oraș să mergem data viitoare. Pa, pa!